Vreau să mulțumesc întâi tuturor celor care au pus umărul la organizarea acestei întâlniri și, în primul rând, noastră, pentru prezența efectivă, Asociației Culturale Oglinda Net și, în special, prietenei Cristina Tudosie, Ancre și Paului, Paul Băgheriță, din familie. Oglinda Net e o familie a întregului oraș, dar, în fine, există câteva persoane care se ocupă concret de aceste evenimente și care investesc foarte multă energie și benevol, insist, benevol, din prietenie și din dragoste pentru cărțile cotoșănerilor. Investesc foarte mult timp în organizarea acestor evenimente. Primăriei municipiului Botoșani, și aici mă bucur că trebuie să citez o listă întreagă de nume, foarte multe nume implicate, ceea ce confirmă, de fapt, spusele domnului Traiana Petre, dar cultura a devenit, sau e, pe măsură să devină brandul acestui oraș, cultura face parte din tradiția acestui oraș, dar în fine tradiția asta uneori intră așa într-o fază de veche, de somnolență, încetul cu încet, începe să trezească. Dintotdeauna contemporan a fost și problema lui Eminescu, de pe problema lui Eminescu ne gândim felul în care s-au purtat total inelegant față de Eminescu, pe vremea când Ghetul Păr s-a retras la Botoșani și a fost îngrijit numai de sora lui handicapată și ea. Deci domnului primar, din Plutur, primar candidat, din câte am înțeles, nu de o zi, primar din Munță candidat sau recandidat, doamnei Adriana Zăicianu, domnului Cătălin Alexa, domnului Gheorghiță, domnului Iulian Ciobotaru, doamnei Eugenia Albu, practic, în fine, un întreg comando al primăriei, care a susținut nu doar acest eveniment, ci a susținut și continuă să susțină în întregul lui acest grup de persoane, coordonat de primarul Cătălin Frutul, două proiecte importante, nu pentru neapărat pentru Asociația Oglinda Net. Asociația Oglinda Net e, ca să zicem așa, instituția care coordonează, dar eu, după părerea mea, bine, sunt proiecte de interes național, adică volumele care alcătuiesc noua traducere științifică și comentată în ediție bilingvă a cărților din Noul Testament. Despre al patrulea, deja sau al treilea? Am și uitat. Acum lucrez la al patrulea, pentru că deja, pentru mine personal, Apocalipsa face parte din trecut. Lucrez de vreo 5 luni la al patrulea volum, Evanghelia după Marcu. De încerc să le încurc. Deci susțin efectiv acest proiect. Jos pălăria pentru o echipă din fruntea unui oraș care investește nu doar în străzi, nu doar și sensibilă modificarea în bine de câțiva ani de zile, dar atât îi scriam la un moment dat domnului primar Frutul că dacă vor continua lucrurile în acest ritm, și toată lumea știe că nu am o simpatie dimpotrivă prea mare pentru nicio formațiune politică din România, asta e problema. Și cu atât mai, dar cred în valoarea omului și în aceste instituții locale omul contează. În valoarea omului și omul de valoare. Ei, aici e palpabil acest aer de occidentalizare în Botoșanul nostru de câțiva ani de zile. Și am zis că dacă vor continua lucrurile în acest sens pozitiv, risc să-mi cumpăr din nou casă la Botoșani. După ce acum vreo câțiva ani am vândut-o de 7 sau 8 ani. Da. Așa, continuu deci cu lista și salut prezentă editurii Adevărul, editură la care a apărut al treilea volum din Noul Testament, Apocalipsa lui Ioan, apoi sponsorul cu un rol esențial, Five Continents Group, și partenerilor media, Botoșani, Life, RoTeleM și Magic FM, care au devenit deja colaboratori permanenți ai asociației. Nu, nu, nu.
siguranță. Monitorul, da. Supărat. Și nu în ultimul rând, Liliane Grecu, pentru care e și autoarea afișului și autoarea copertei seriei Noului Testament, Apocalipsei, și acestui volum, despre care deja a amintit domnul Traiana Petrei, care e o antologie, aș spune că sunt coautor, pentru că autorul propriu-zis al acestei antologii este cunoscutul critic, Alex Ștefănescu, un volum alcătuit pe criterii subiective, dar am fost nu numai de acord, am participat integral la alcătuirea acestei antologii, pentru că după ce Alex Ștefănescu mi-a trimis poemele, citind-o, am spus, aș fi ales același poem. Contribuția mea, în fine, constă în numirea volumului Jucați-vă mai des cu focul, și în stabilirea numărului exact. Alex Ștefănescu selectase la început 160 de poeme. Am spus să eliminăm 7 ca să ajungem la acest număr 153, care poate să intrige, în fine, pe necunoscătorii tradiției patristice sau necunoscătorii în amănunt ai Evangheliilor. În ultimul capitol din Evanghelia după Ioan e acel episod extraordinar al pescuitului. Și Iisus e înviat, stă pe țărm, iar vieții apostoli trag năvodul pe spiseră multe ceasuri, fără să prindă nimic în plasă. Și Iisus îi vede obosiți și le spune, le arată locul unde să arunce plasa. Ei aruncă plasa și scot la mal, spune Evanghelia după Ioan, ultimul capitol, năvodul plin de pești mari, în număr de 153. Acest verset... După ce e schimbat, să înțelegem că năvodul a fost. Alex a aruncat năvodul și a scos pește. Așa. Eu sunt peștele în acest scenariu. Și acest verset din Evanghelia după Ioan a dat naștere unei tradiții, să-i spunem, literar-teologice. Pentru că, de pildă, faimosul teolog al pustiei, supranumit intelectualul pustiei egiptene, Evagrie Ponticul, a redactat a treia, operă majoră a lui, constă în 153 de capete teologice. Mai mulți autori din Antichitatea creștină au folosit acest număr simbolic, care, de fapt, reprezintă și harul, și, cum să spun, am putea spune că e bogăția interioară a fiecăruia, dar bogăție care se datorează credinței Cerului. Acum nu spun că acest volum, niciun caz, trebuie citit numai în cheie teologică, dar am vrut să dau un fir roșu și aceste antologii de poeme. Poemele sunt selectate din 6 volume, cred. Alex Ștefănescu a lăsat în mod intenționat deoparte 3 volume care sunt suficiente lor în sine. Adică care nu puteau fi decupate, părâncate în poeme, și poemele nu puteau fi preluate într-o antologie, pentru că erau legate, prea legate, construite după un scenariu foarte coerent, și anume Serafita, concert pentru harpă și ghilotină, calendarul poeticesc pe care l-am lansat tot aici de Crăciun, așa, sau în preajma Crăciunului, înainte, și al treilea volum, Dumnezeu de la Mancea, Doarme cu cap cu tâmpla crăpată pe umărul meu. Sunt volume construite oarecum pe un scenariu, un fel de romane, poezie, sau pe un anumit scenariu, și nu puteau fi decupate și incluse în această antologie. E o antologie care conține poeme încă de la vârsta liceului, din 83, chiar așa, și care merg.
Ardeți tot ce de ars, fără cruțare, fără milă. Ardeți trupurile care nu iubesc destul, ardeți floapele care se închid cu ciudă în fața oamenilor frumoși, a pomilor înfloriți și a ploilor de stele. Ardeți mâinile care nu se roagă și nu mângâie pe cât ar trebui să se roage și să mângâie. Ardeți buzele care nu sărută decât moaște și tălpi de călări, care tac mișelește atunci când ar trebui să spargă ziduri de fier cu urletele lor. Ardeți cuvintele și cărțile din care nu curge o picătură de sânge violet, pentru că ele nu merită să existe. Ardeți focul care nu arde și apa care nu curăță. Ardeți lumina care nu fecundează noaptea și întunericul fără străfulgerări. Ardeți pustiul care nu rodește sfinți și mările care își abandonează lași corăbiile pe țări. Dar mai ales nu-i cruțați pe îngeri când trec nepăsători prin dreptul privirii noastre, tăind-o cu aripa ascuțită capriciul și luându-i brusc viața. Merită cel puțin un autodafe. În fiecare seară adunați resturile zilei și dați-le foc strigând Aliluia. În fiecare dimineață strângeți la oaltă resturile somnului și dați-le foc strigând Dignusesc. Ați fost îndeajuns de cuminți, prea cuminți. Ați fost iertători, mult prea iertători. A venit timpul să vă maturizați, prieteni. Să vă dezintoxicați de lumea aceasta atât de cuminte și de iertătoare. Stătut de prea cuminte, bolnav de iertătoare. Jucați-vă mai des cu focul, vă spun. Discursul cercetătorului, observantului, apoi este cel didactic și, deși s-a ferit, a fost un discurs ecleziastic. Aș vrea să vă gândiți la noi, fiecare. Avem fața, ne vedem fața unul celălalt. Avem grupe de organe pe care profesorul de anatomie le numește. Ochi, creierul mic, creierul mare și mai departe. Dar există niște lucruri pe care nu le spune și nu le cercetează profesorul, ci cercetător sau om de știință. E bine, nu-i simplu să pornești la celula creierului sau alt organ interior și să vizitezi tot universul anatomic. Asta am văzut astăzi aici, învățând în discursul științific. Faptul că Domnul Cristian Dăruiță își folosește toate resursele de filolog, filozof al istoriei, culturii, patolog și alte atâtea flexibilități de cercetare ca să prezinte o carte, una din cărți, fundamentată științific. Este un cercetător în drept, nu se uită înapoi, ci caută altă nișă, alt argument și așa mai departe. Așa cum un discurs didactic este extrem de persuasiv, este extrem de convingător, demonstrativ, uneori chiar folosind metoda Sfântului Nicolae cu arie, mai tău de unul e pe aici, pe coro, de la unui biserici sau la ceilalți. Deci o didactică completă. Azi a dispărut doamna Sfântului Nicolae din învățământ. Nu mai avem pe acasă. Am văzut propriu. Și dumneavoastră și Costin de rândul în familia dumneavoastră sale și o folosește. Apoi, discursul eclesial. Nu se putea să se dezvăcească de el, să nu cadă în această căpcană, deși a căzut foarte sus, evident, la nivelul științific și didactic pe care îl are dobândit dumneavoastră experiență și cunoaștere. Problema este următoarea. Eu v-aș sesiza, nu completând,
N-am parcurs încă toată cartea și în tot traseul științific și cercetarea Domnului, trebuie să vă spun că eu cum Dumnezeu. Ce din domeniul meu, acolo unde muncesc și sunt pregătit acolo, aș vrea să spun că jucați-vă cu focul înseamnă și altceva. Jucați-vă cu focul înseamnă aspectul lui pe care Hristos îl cere de la noi, de la toți. Copilăria îl descoperă pe Hristos sau starea copilăriei. Iar focul este Hristos, lumina lui. Așa încât toți trebuie să ne jucăm cu focul. Și nu vedeți că plecăm de la acest joc cu focul din copilărie, unde suntem curați, parcurgem o etapă, el mediul, toate confruntările care le presupune el și ajungem la vârsta smirtuții când recăpătăm liniștea, curăția și demnitatea aceea a jocului cu care putem descoperi lumina sau păstra mereu nescrisă în seamă. Referitor la Apocalipsă, v-aș propune ca întotdeauna când citim Apocalipsa ca și carte din Biblie și studii, pentru că asta nu e o traducere, este un studiu al Apocalipsei, va trebui să ne gândim întotdeauna la autorul de facto al Apocalipsei, care nu este un personaj istoric rămas undeva în Antichitate. Și este un personaj real care își însoțește permanent scrierea într-o anume comunitate a lui, comunitate eclesială care i-a fost adresată această carte. Așadar, Dumnezeu însuși a inspirat autorului biblic această carte în forma în care crezi el atunci, neînțeleasă și atunci și mai târziu și acum neînțeleasă. Dar gândiți-vă dumneavoastră că acum flori scopați și afară. Sunt atâtea flori pe ramurile lor. Dar nu toate aceste flori vor deveni la toamnă fructul pe care se pune în mâna. O floare va fi arsă de bruma de primăvară. Alta va fi, se va răbi o pasăre pe ea, că până cum nu e cu o pasăre. O altă floare nu va da rod, nu a fost polinizată. Alta va face un vârf și se va usca. E bine, un aspect. Deci nu toate imaginele rodesc întotdeauna. Dar gândiți-vă că și într-un bon, nu toate fructele se ocupă în același timp. Se ocupă din ele, am mers la copac și l-am găsit cu smochini în brânzul. Deci nu gol, mâncăm bucuroși, dar nu sunt fructe care nu sunt bani. Așa este cu Apocalipsa. Deci sunt fructe care se vor face în timp, când arăți Dumnezeu. Generația noastră nu va înțelege Apocalipsa într-un tot. Dar avem soluție pentru acest lucru. Trebuie să ne precipităm cu temele apocaliptice. Să rămânem la înțelesul definiției cărții, descoperirii. Și adică și la un verset acolo, în primul capitol, parte 3, fericește autorul pe cel care citește, ascultă și păstrează cuvintele acestei cărți. Dar și contradicții. După ce te obligoșezi cu balaul și cu toate, aici spune că fericit acel care citește, care ascultă și păstrează cuvintele acestei cărți. Ce o fi însemnând asta? Înseamnă că cineva care are fericirea și o dă, are zălatul și pentru noi care citim în 2012 și care vor citi în 2050, 2050. Dar această fericire cel care citește. Vădea? Că a promis-o și la fericire pe care cântăm la liturghie. Și apoi celui care ascultă, nu aude. Toți au auzit. Dar ascultă. Una e să-l auzi pe tata, al verde, de alta să-l vii. Le-ai auzit? Dar e fost în altă parte, înseamnă că nu ne-a ascultat.
Deci să ascultăm cuvântul Sfintei Scripturi și să facem. Iar a treia îndemn din rețeta fericirii, când citești Apocalipsa, este să păstrezi cuvintele cărții. Adică să le păstrezi în sensul din dublu sens. În sensul că să le împlinești, să le trăiești, să fie bine în tine ca fapte, ca stări de viață, să le deschide. Asta sunt autorii Bibliei canonice, oficiale a Bisericii. Nu au schimbat. Deci poate la unele traduceri a fost un cuvânt, că au fost mulți traducători. Nu toți au facultate și pregătirea științifică a Domnului Bădeles. A fost oameni care la nivelul vremilor au tradus. De aceea Biblia se cheamă traducerea provizorie a Bibliei. Iar Biblia, în altul de la Romeo, este un Biblia oficial a Bisericii Ortodoxe Române. Este traducere personală, particulară. Așadar, deci, Biblia aceasta va suporta în continuare cuvântul. De ce? Pentru că se descoperă un lucru. Arheologia Bibliei își lucrează. Filozofia culturii și civilizației lucrează. Lingvistica, teologia lucrează. Deci sunt oameni care sunt specializați și sunt domenii care pun în valoare sau exact mesajul lucrat al Bibliei. Până atunci însă noi, oamenii obișnuiți, n-avem decât să folosim această posibilitate pozitivă de a primi cartea ca atare, mesajul ei, anume acela al rugăciunii, al participării la Sfintele Taine la Biserică, adică de ce acolo? Deci până cum stau acasă, mâna la spate și picioare pe masă, să citesc Apocalipsa. De acord. Dar eu nu aș sta acasă, să citesc cu picioare pe masă, o scrisoare de la iubita mea. Nu. Dar cum aș ridica picioare? Deci nu aș avea, asta vreau să stau oricum, că e iubita mea. Și aș zicea că Hristos Domnul, de trimite un mesaj în Apocalipsă, că să mergem acolo unde este El. În mod cu totul particular. Adică la casa Lui. Casa aceea Sfânta Lui. Și acolo El s-ar putea să îmi dea un sens, culminare a Apocalipsei. Au, nu toată, că n-am spus că nu poate fi mestecată toată. Să nu fie greu de înțeles. Dar Hristos să mă da mie atât cât îmi trebuie. Nu îmi trebuie să fac Apocalipsa ca să mă mântuiesc. Mai mult îi vă da celor care are vocație, celor care cercetează, vă da copiilor noștri, urmașilor noștri. Dar Apocalipsa ca atare, din neam bun păstrat și vom trăi, cât de dat îi vă da Hristos. De aceea vă împii și eu către autorul principal al Apocalipsei, după ce ne-a terminat autorul pentru Hristos.